grădină plină de copii, cu creioane desenată și cu multe jucării. Hai cu noi în lumea noastră, dacă-ți place să dansezi, ia-ți părinții de acasă și vino să te distrezi. Clounela! Te fac să zâmbești! Mirabela! Eu cred în povești! Și Zorela! Hai să fim cu minți! Gogoniel! Nu mă spăl pe dinți! Pe planeta Clounela toți suntem aici! Pe planeta Clounela cei mai buni amici! Pe planeta Clounela toții cântăm! Pe planeta Clounela mereu ne distrăm! La 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 la. Salutare și bine te-am regăsit! Sunt aici pentru că vreau să împărtășesc cu voi bucuria pe care o avem noi, Planeta Clounela. De astăzi, noi mai avem 6 patroni care au decis să susțină proiectul Planeta Clounela. Iată de ce vreau să le mulțumesc personal! Liubov Donțier, Nata Eu, Otilia Izvoreanu, Corneliu Comendant, Babe Irina și Ana Smoleac. Vă mulțumim enorm de mult că ați decis să fiți patronii Clounela. Eu vă transmit pupici, îmbrățișări și mulțumim! Devino și tu patronul Clounela! Bine te-am regăsit și un salut! Te iubesc, te ador, te pup! Bine ai revenit la Povești cu Clounela! Povestea de astăzi este una plină de iubire! Dar tu știi ce este iubirea? Pentru că Bondărel, personajul de astăzi, se întreabă ce este iubirea. Așa că haideți să descoperim împreună povestea lui Bondărel. Titlul poveștii: Bondărel și iubirea. Haideți să ne facem comod, pentru că începe povestea. Bondărel se pregătește să meargă la grădinița insectelor. Tata Bondărescu și-a pus deja rucsacul pentru polen în spinare. Ca de obicei, mama și tata Bondărescu se grăbesc să nu întârzie la serviciu. Grăbește-te, Bondărel! Micul Bondărel se întristează. Chiar nu mai avem timp pentru o porție în plus de îmbrățișări bondărești? A întrebat Bondărel. Mai târziu, a spus tata Bondărescu, fiecare trebuie să-și facă treaba, iar noi vom merge să culegem polen, a zis tata Bondărescu. Acum suntem pe fugă și trebuie să plecăm, dar nu uita că te iubim, a spus mama Bondărescu, dându-i micului bondar un pupic pe vârful nasului. Tata Bondărescu închide ușa în urma sa și toți trei își iau repede zborul. Vai, am uitat să-mi iau ursulețul! Se necăjește Bondărel. Asta se întâmplă când te grăbești, a continuat el și zboară mai departe până la colțul următor. Oare o miduță pe unde o fi? S-a întrebat Bondărel. Peste tot sunt familii de insecte care și au rămas buni. Să nu faci năzbâtii, o avertizează mama cu blândețe pe viespea Viorela. Și te iubesc, adăugă ea, dându-i un pupic apăsat și umed pe obraz. Ia, a exclamat viespea Viorela, ștergându-și obrazul cu mâna. Micuțul meu Băzu Băzulică, te iubesc atât de mult, îi șoptește dulce albina Alina fiului său. Uf, încetează! Se plânge Băz, dându-și ochii peste cap și trăgând cu ochiul în jur. Nu mai spune așa de față cu ceilalți, a zis micuțul Băz. Bondărel gândește cu voce tare. Toată lumea se iubește! Dar oare ce înseamnă asta?
Ce e, de fapt, iubirea? Se întreabă Bondărel. Pe aici! Exclamă Doru Scarabeu, încercând să dirijeze circulația. Micuțele insecte se aliniază în fața trecerii de pietoni. Numai Răducu nu-i atent și, pac, sare de pe trotuar. Stop, stop, atenție, atenție! Strigă Doru Scarabeu către furnicile care se aflau la volan și îl trage repede pe Răducu înapoi pe trotuar. Bondărel își spune: în mod sigur, iubirea înseamnă să ai grijă de celălalt. Astăzi, greieruța Steluța se întâlnește cu greierul George. Vor să meargă la un picnic împreună. George îi oferă cochetei Steluța un buchet frumos de flori de câmp. Oh, suspină greieruța Steluța zâmbind. Ce drăguț din partea ta! Apoi flutură de câteva ori din genele ei lungi. Sunt pentru marea mea iubire, spuse greierul George, prinzând-o de mână. Bondărel chicotește. Deci iubirea poate fi și parfumată? Bondărel își dă seama că trebuie să se grăbească, pentru că altfel va întârzia la grădiniță. În drum spre grădiniță, trece pe lângă Rița Gărgărița și observă cum aceasta le dojenea pe micuțele gărgărițe. Ia nu vă mai certați atât și grăbiți-vă! Strigă Rița Gărgărița, scuturând din cap. Câteodată chiar mă calcă pe nervi, dar tot le iubesc, zice Rița Gărgărița. Iar Bondărel se întrebă atunci mirat. Oare iubirea are nevoie uneori și de câte o porție de răbdare? Eu zic că are nevoie. Profesorul Maximilian Molie cară un teanc mare de cărți și caiete. Ups! Din greșeală profesorul scapă câteva cărți, iar Bondărel îi sare în ajutor. Domnule profesor, îndrăznește Bondărel, știți atâtea lucruri! Ați putea să-mi explicați ce este iubirea? Și atunci profesorul Maximilian Molie răspunde. Păi, tot îndreptându-și spatele, e greu de spus, Bondărel. Poeții și înțelepții lumii s-au ocupat dintotdeauna de acest subiect și au scris mii de povești despre iubire. Pentru că iubirea poate să existe sub infinit de multe forme. Bondărel se întreabă gânditor. Oare ce alte forme mai poate lua iubirea? Paul, ploșniță puturoasă, încearcă să înlocuiască un geam spart. Totul trebuie să fie etanș, strigă el. Altfel am probleme cu vecinii. Bondărel se ține de nas. Vai, dar ce urât miroase aici, zise Bondărel. Da, ador să fac asta, spune Paul, ploșniță puturoasă. Ia privește, spuse el. Sunt campion mondial la pârțuri. Ador să trag pârțuri. Toate trofeile astea le-am primit pentru pârțuri. Bondărel zâmbește. Aha, deci poți să fii fericit chiar și atunci când faci ceva cu plăcere, deși poate acel ceva nu miroase prea frumos. Vă știți cum miroase ploșnița? Gândacul meu, mecanicul, tocmai meșterește la una dintre mașinile sale. Îi arată lui Bondărel o șurubelniță. Cu uneltele potrivite poți repara orice, susține Meo cu entuziasm. Chiar orice? Întrebă micul Bondărel. Răspunde mecanicul zâmbind. Îmi retrag cuvintele. De fapt, numai iubirea poate repara orice. După care își vede mai departe de treabă, fredonând o melodie. Libelula Lily stă pe terasa ei de floarea soarelui și își întinde aripile lungi la soare. Ah,
Iubesc să simt cum razele soarelui îmi mângâie aripile, exclamă Lily satisfăcută. Căldura lor mă face fericită. Am nevoie de soare așa cum florile au nevoie de lumină, a zis Lily. Bondurel se gândește. Așadar, pot să simți iubirea, dar oare poți să o și vezi? Se întreabă Bondurel. Mătușa Mărioara Mirea Podescu tocmai își lustruiește cei 998 de pantofi. Bondurel o întreabă. Mătușă Mărioara, nu e așa că tu știi cum arată iubirea? Mărioara Mirea Podescu îi zâmbește cu blândețe și îi răspunde așa. Uneori te întrebi ce este iubirea, de unde vine, cum arată și cine este ea. Uneori te întrebi cum se simte iubirea, o fi pufoasă, e mereu la fel sau se învârte în cerc și o ia mereu de la capăt. Iubirea e precum vântul. Nu poți prinde, nu poți ține, o poți doar simți. Iubirea e ca o rază de soare. Ai nevoie de căldura ei, de apropierea ei, ai nevoie de ea ca de lumină. Nu-i nevoie să o vezi. Iubirea e iubire. Uneori te întrebi, ce face iubirea cu tine? Te face fericit? Te face mare și puternic? Eu zic că da. E limpede ca bună ziua. Iubirea e precum vântul. E limpede ca bună ziua, e iubirea aici. Și inima ți-o încălzește, iubirea este. E limpede ca bună ziua, e iubirea aici. E mereu aici. Iubirea este precum vântul. Uneori te întreb ce este iubirea. Ah, mulțumesc, mătușă Mărioara! Acum e totul atât de clar, exclamă Bondurel radind de fericire și continuându-și drumul în zbor. Nu care cumva să întârzie la grădinița insectelor. Dar ia uite-l și pe Umiduță, ajunge în zbor gâfăind de atâta efort. Și ce să vezi, ține ursulețul sub braț. Oh, ți-am văzut ursulețul cum stătea și se uita pe geam. Și m-am strecurat prin deschizătura îngustă ca să ți-l aduc. Vai, mulțumesc, a spus Bondurel fericit. Deja îi simțeam lipsa. După o îmbrățișare drăgăstoasă, au zburat împreună o tură bondărească. Bzzz! Peste lanul de floarea soarelui. Deodată, Bondurel simte cum inima îi se deschide tare, tare. Știi ceva, Umiduță? Ce? Te iubesc. Ha, și eu pe tine, Bondurel. Te iubesc, Bondurel. Bondurel și Umiduță îl îmbrățișează și pe ursuleț. Bineînțeles că și pe tine te iubim, ursulețele. Toți simt cum iubirea le încălzește inima. În sfârșit am înțeles ce este iubirea, suspină Bondurel fericit. Da, acum știi, micuțule Bondurel, iubirea este iubire. Pe curând, până la următoarea aventură, dragă Bondurel. Uite că Bondurel a aflat ce este iubirea. Ce înseamnă pentru tine să fii iubit? Când te simți tu iubit și cine te face să te simți iubit? Ce este iubirea? Aștept cu mare drag comentariile voastre, iar eu am să vă răspund cu iubire, cu multe inimioare și am să vă transmit pupici și îmbrățișări. Iar dacă vreți să-mi arătați iubirea voastră pentru mine, am să mă bucur enorm de mult să distribuiți acest video și să vă abonați la canalul nostru. Eu sunt aici mereu și vă aștept cu o nouă poveste. Cu drag, Clounela și poveștile cu Clounela. La revedere și salut! Te iubesc, te ador, te pup! Îți mulțumim pentru vizionare și te invităm în continuare pe platforma
Patreon. Devino patronul Clownela. Ce înseamnă să fii patronul Clownela? Presupune o contribuție de minim 3 dolari pe care o poți face lunar sau o plată unică pentru a susține proiectul Teatrul Planeta Clownela și trupa Planeta Clownela. Îți mulțumim și te așteptăm cu mare drag! Sunt aici pentru că vreau să împărtăși cu voi bucuria pe care o avem noi, Planeta Clownela. De astăzi, noi mai avem 6 patroni care au decis să susțină proiectul Planeta Clownela. Iată de ce vreau să le mulțumesc personal: Lubov Donțier, Nata Eu, Otilia Izvoreanu, Corneliu Comendant, Babe Irina și Ana Smoleac. Vă mulțumim enorm de mult că ați decis să fiți patronii Clownela. Eu vă transmit pupici, îmbrățișări și mulțumim! Devino și tu patronul Clownela! Într-o lume minunată, unde ați fost copii și voi, ne vom face mari vreodată și noi. Vom pleca la casa noastră, voi veți deveni bunici, însă azi suntem alături aici. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm, și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. De cu zor și până noapte, voi doar pentru noi lucrați, să ne creșteți cu de toate, să ne protejați. Însă cel mai scump din daruri pe care ați putea să-l dați este timpul, iar pe el nu îl cumpărați. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm, și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. Mama, nu mai vreau bomboane și nici telefoane, vreau doar timpul tău. Tata, nu vreau avioane, nici bani milioane, ești eroul meu. Să ne luăm de mână, să ne luăm de mână, și să ne îmbrățișăm, și să ne îmbrățișăm, și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm.